Avocatul poporului s-a sesizat din oficiu în cazul fetiței de 12 ani care a decedat la Zalău în luna februarie după ce a căzut dintr-un microbuz. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a prevederilor constituționale privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și protecția copiilor și a tinerilor. Avocatul poporului s-a sesizat din oficiu în cazul fetiței de 12 ani care și-a pierdut viața în tragicul accident rutier petrecut în 19 februarie pe bulevardul Mihai Viteazul din Zalău. Copila călătorea spre casă cu microbuzul și pentru că toate locurile erau ocupate, s-a așezat pe o banchetă improvizată în spatele mijlocului de transport. Ușile din spate ale microbuzului s-au deschis în mers, iar fetița a căzut pe carosabil, impactul fiindu-i fatal. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a articolelor 22 și 49 din Constituția României, privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică și protecția copiilor și a tinerilor. Șoferul microbuzului, nimeni altul decât administratorul firmei care asigura transportul regulat pe ruta Zalău-Badon, este cercetat în stare de arest preventiv pentru ucidere din culpă și distrugerea probelor de la locul accidentului.